Imigrația masivă din ultima jumătate de veac a creat într-adevăr probleme majore britanicilor din Regatul Unit. Marea Britanie a devenit ca atare și scena unei intensificări fără precedent a xenofobiei. În același caz sunt și Germania, Franța și Austria, care au fost invadate de populația celor mai sărace țări. S-a vorbit și se vorbește în continuare de o invazie a românilor, ceea ce firește ridică serioase semne de întrebare conducătorilor acestor state. Mulți dintre imigranții români nu au un loc de muncă, dar în schimb trăiesc din mila statului. De aceea s-a creat o așa zisă teamă care a determinat oficialii țărilor mai prospere să renegocieze cu Uniunea Europeană în vederea aplicării unei limitări de liberă circulație. Nu știam. Dar credeți că ar avea motive să se teamă de noi? Nu. Noi suntem un popor pașnic. Nu cred. De ce s-ar teme de români? Cu ce sunt deosebiți românii decât alte persoane din alte țări? De ce să se teamă chiar așa? Nu suntem ultimii infractori din Europa. Asta arată sondajul de opinie făcut la nivel mondial. Nu cred că ar avea chiar atât de multe motive. Credeți că suntem un popor pașnic? Categoric. Dar furat poate, le e frigă. Că fură românii pe acolo, că așa duc, eu știu, nu am fost niciodată. Nu. Zic eu. Acum dar credeți că ar avea motive să se teamă chiar așa de tare? Nu cred. Nu, cred că noi românii suntem mai pașnici așa. Nu este clar deloc în ce măsură intențiile exprimate de premierul britanic în domeniul accesului la ajutoare sociale sunt sau nu conforme dreptului european. Din fericire, legile Uniunii garantează și libertatea circulației. Aceleași legi contrazic discriminarea cetățenilor UE, indiferent din ce țară a comunității ar proveni ei. Mai mult, un recent studiu arată că Anglia nu ar trebui să se teamă de români, pentru că imigranții din afara Europei stabiliți în Marea Britanie au adus o gaură în bugetul public de 100 de miliarde de lire sterline. În schimb, cei din Europa au contribuit mai mult la bugetul de stat decât au primit.